Domnule președinte, Maxim Pulber, realitatea.md. Eu vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți un proiect național de țară pentru viitorii 2 ani și care este acesta, pentru că mai aveți 2 ani. Proiectul meu a fost de la început susținerea alianței privind integrarea europeană. Și aceasta am declarat-o în luarea mea de cuvânt și este programul meu de bază. Noi să realizăm acest program privind integrarea europeană. Și dacă toți vom lucra în această direcție, eu sunt sigur că vom câștiga toți împreună. Indiferent de naționalitate, de profesie, de credință, de tot. Toți fim împreună, să lucrăm pentru țară, pentru ideea noastră de a ne integra în europeană. Și atunci o să vedeți, o să urmă, sunteți tineri și o să apucați aceste timpuri, da, și eu singur nu o să reușim. Și o să aduceți aminte de oamenii care au luptat pentru integrare europeană. Atunci eu mai am o întrebare, pentru că Alianța pentru Integrare Europeană nu mai este, este Coaliția Pro-Europeană, majoritatea s-a schimbat, avem în toamnă alegeri, majoritatea iarăși ar putea să se schimbe. Ați putea să puneți o întrebare, nu să comentați. Nu comentez, doar dau o întrebare. Dar în cazul în care se va schimba majoritatea parlamentară, ce veți face? O să ajung și o să vă spun atunci. Acum nu pot să vă spun.